domnul general, multă sănătate și să aniversăm mulți ani de aici înainte frumoasa vârsta dumneavoastră, că o meritați. Să trăiți alături de familie și de familie. Nea Alexandru are 105 ani. Cu o experiență de viață demnă de romanele biografice, bătrânul a avut ce povesti nepoților și strănepoților. Învățător de profesie, bunicul a dus o viață grea în timpul războaielor. 10 de ani, lagărele i-au fost casă, în timp ce familia l-a plâns timp îndelungat. Ajunge în peninsula Kerch, participă la toate luptele de aici, atunci când se ordonă retragerea, în zona Simferopol este convoiul său regimentar cu care se retrăge, este atacat de ruși, sunt luați prizonieri și duși către Moscova și internați în lagărul de la Oranchi. În acest lagăr n-au avut posibilitatea să transmită nimic celor de acasă și timp de 2 ani de zile a fost considerat dispărut pe front de toți cei de acasă, pentru că nu mai știau absolut nimic de el. După 2 ani de stat în lagăr a fost selecționat într-un prim lot ca să fie trimis acasă. Și fără niciun motiv, un ofițer rus l-a scos din acest lot și l-a trimis înapoi în lagăr. Șansa lui a fost că între cei trimiși acasă a fost o persoană din Stolojan, cea care a putut să transmită celor de acasă că este în viață și că mai au o șansă să-l vadă. Cu chipul senin și ochii înlăcrimați de trecerea timpului, Nea Alexandru a spus că și-ar dori ca militarii gorjeni să facă în continuare cinste poporului român. Suntem aici, în capitala Gorjului, adurați intelectuali. Și personalități care ne fac cinste. Am fost ridicat la gradul de general după luptele și am dus-o peste ministru. La fel doresc ca toți militarii Gorjului să facă cinste. Grigore Lupescu este un alt gorjan renumit care a fost premiat pentru toată activitatea și pasiunea cu care și-a făcut meseria. Medic de profesie, bătrânul a recunoscut că soarta l-a privat de multe bucurii. Un premiu onorant de excelență. De aceea, pentru premiul ce-l primesc, eu excelenței sale îi mulțumesc. Excelenței sale, domnului președinte, Ion Călinuiu al Consiliului Județean. Și dumneavoastră, tuturor, vă mulțumesc și vă adresez cele mai bune urări. Cei doi străbunici, bunici și părinți au fost premiați în semn de recunoștință cu diplome și o sumă simbolică de bani.